Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfi! Îmi place toamna. Privește, bebe ștrumf, păsările zboară spre sud pe timpul iernii. Mama natura face niște lucruri tare ștrumfești. Miau! A, nu! Miau! Bebe ștrumf, cum ai putut face asta? Mi-am petrecut toată dimineața adunând frunzele acelea, iar acum trebuie să iau de la început. De tine și să-mi termin și treburile în același timp. Ceilalți ștrumf m-ar putea ajuta mai mult. Bele ștrumf, nu! Ai grijă să nu cazi în râu! Bele ștrumf, aproape că te-am pierdut. Ștrumfițo, aici erai. Credeam că ai trebuit de strâns frunzele până acum. Îmi pare rău, papa ștrumf, dar bebe m-a scos din ștrumf toată dimineața. Gaga, gaga, papa. Micuțul papa, devine mai neastâmpărat pe zi ce trece. Au! Mă voi ocupa eu de copil. De ce nu ți-ai ribel restul zilei? Pot, papa ștrumf? Tu faci mai mult decât trebuie pe aici. Mulțumesc, papa ștrumf. Plăcerea a fost de partea mea. Ne vedem mai târziu, bebe ștrumf. Pa, pa! Bye-bye! Un pachet pentru moșierul Gargamel! Moșierul Gargamel? Dacă asta e o altă glumă a ștrumfilor ăia... E de la mămica! Dragă Gargi, acest săculeț conține un praf foarte special care cel puțin îți va permite să găsești satul ștrumfilor. E ștrumf? Este praf pentru covorul fermecat. Pune-l peste un covor și va deveni covor zburător. Cu un covor zburător va fi mai ușor să... la neva, dar eu n-am nicio carpetă. Ce păcat! Poate e bună și pătura asta. Din aer voi găsi imediat satul ștrumfilor. Funcționează! Funcționează! Mămico, ești minunată! Nu te teme, Azrael! Voi culege niște ștrumf pentru cină! Nu! Trebuie să mă relaxez. Poate este timpul să-mi găsesc un hobby liniștit. Să urmăresc păsările, Azrael. Este un hobby perfect pentru mine. Și pentru mine. Stai puțin, uite una chiar acum. Unde, unde? Nu, nu! Ferește-te, Azrael, ferește-te! Unde, unde? Aftă-te de pe mine, pisică proastă! Așteaptă aici până aduc niște sirop de arțar. Siropul de arțar este printre preferatele mele. Toamna este un alt timp atât de ștrumfesc.
Adunatul lemnelor este una dintre cele mai importante treburi pentru pregătirea iernii. De aceea Papa Ștrumf m-a însărcinat pe mine, iar eu îți ofer ție această onoare. Mulțumesc, Ștrufără Cochelar. Îmi pare rău, Ștrufără Cochelar. Nu am văzut pe unde mergeam. Și nici acum nu văd. Nici nu este de mirare. Așa e mai bine? Ce? Da, sigur că da. Acesta este un material foarte ștrumfesc. Cu siguranță croitorul va face ceva deosebit din el. Să nu uiți de lemnele pentru foc, blecuțule. Ne-am avut o dimineață plăcută, nu-i așa, bebe Ștrumf? Ce țesătură deosebită! Ce vei face cu ea, croitorule? Îți sugerez să faci o lavetă pentru a-mi curăța ochelarii sau pentru o copertă pentru volumul meu Citatele Ștrumfului cu ochelari. Ce drăguț! Foarte nostim! Sunt multe alte lucruri pe care... Foarte nostim, glumețule! Foarte nostim! Bună, micii mei ștrunfi! Ce ți s-a întâmplat, Papa Ștrumf? Aș prefera să nu vorbesc despre asta. Arăți uimitor așa, auriu, bebe Ștrumf. Mai ai nevoie doar de un scutecel auriu. Ce pile! Vă prezint noul bebe Ștrumf asortat. Acum bebe Ștrumf chiar este peste noi. Adică este în aer. Ștrumfenie mare! Țesătura asta cred că este fermecată. Mă ocup eu de asta, Papa Ștrumf. Bebe Ștrumf, coboară imediat! Așa te porți tu cu unchiul tău preferat? Hei, dă-mi înapoi ochelarii! Prinde-ți bebelușul ăla! Prinde-ți ochelarii aia! Este uimitor! Este uimitor cât de mult semăn cu Ștrumful cu ochelari! Hei, ce se întâmplă aici? Bebe Ștrumf poartă un scutecel zburător. Un scutecel zburător? Ce ți-e și cu moda asta, măi? Ia, nimeni nu-l întrece pe Ștrumful glumeț când este vorba de surprize. Hei! Asta chiar a fost o surpriză. Bebe Ștrumf se îndreaptă spre râu. Trebuie să găsim o cale să traversăm. Nu putem ști în ce bugruc poate intra un bebeluș cu un scutecel zburător. Privește, Azrael, este o rândunică de nord. Nu, este un pescăruș albastru. Nu. Este un Ștrumf zburător? Un Ștrumf? Ce specie rară trebuie să o prind. Miau. Privește, Azrael, a aterizat în acel cuib. Perfect. Va fi ca o rață pe apă. Nu mă pot uita. Mai am puțin. Și când voi pune mâna pe acea șurățenie zburătoare? Ce s-a întâmplat? Sunt mai multe feluri de a jupui un ștrumf. Baltazar m-a învățat trucul ăsta. El e plin de aere. Ce? Nu! Nu! Înapoi, vultul supradimensionat! Liniște, Azrael! Vrei să ne tai de col? Îmi pare rău. Să vedem dacă vulturul ăla e sus. Ah,
Asta e șansa mea, Azrael. De data asta nu pot da greș. Da, sigur. Privește, te rog. Abracadabra! Funie magică, ridică-te! Iau! Am mers, Azrael, am mers! Acum sus! Ha, te-am prins! Nu mai fi atât de mirat! Te voi lua acasă și apoi... Nu, 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 nu! Pune-mă jos! Ia! Nu! Ne vom... Te simți bine? Renunță, Azrael! Capturarea ștunfilor zburători este pentru păsări. Așa e. Bună, papa ștrunf! De ce sunteți atât de supărați? Pentru că a dispărut bebe ștrunf de aceea. A dispărut bebe ștrunf? O, nu. Ba da, bebe ștrunf a zburat cu un scutecel fermecat. Ștrunfișorul era atât de fericit încât îmi este teamă că a dispărut pentru totdeauna. Pentru totdeauna? Oh, este numai vina mea. Ar fi trebuit să-mi iau o zi liberă. Liniștește-te, ștrunfițo. Este responsabilitatea tuturor să avem grijă de bebe ștrunf. Mai bine nu făceam scurte cu acela. Îmi este dor de plânsul lui și de aruncatul tărciului de ovăz pe hainele mele scumpe. Îmi va fi dor să schimb drăguțul de... Ce? Bebe ștrunf! Bebe ștrunf, te-ai întors! Sunt atât de fericită! Cred că știu de ce s-a întors. Vrei să spui că... Da, micii mei ștrunfi, scutecelul fermecat nu mai este fermecat. Servitor al mulțimii, apar în fața dumneavoastră cu o profundă umilință, iar inima mea este plină de dragostea ce mi-o purtați, deoarece eu sunt cel mai inteligent ștrunf de pe fața pământului! Mulțumesc! 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 Ha? Ha? Cine e acolo? Trebuie să fie ceva important, doar asta pot spune, fiindcă... un monstru! Monstrul! Monstrul! Papa ștrunf! Papa ștrunf, este un monstru în sat! Este un iaș, are o privire îngrozitoare, are colți gigantici! Este acoperit cu păr și bufe ca un dragon și... Este doar un cățel! Bună, micuțel meu prieten! Cărui fapt îi datorăm această plăcere? Îl salvez eu pe bebe ștrunf? Așa cum vede toată lumea, papa ștrunf, acesta este un cățeluș drăgălaș. Se pare că și bebe ștrunf și-a dat seama de asta. De unde a venit cățelul? A cui este? Cum a ajuns aici? Ce contează? Important este că e aici. Putem păstra cățelul, papa ștrunf? Putem, putem? Ei bine, până când vom... Ura! Se putem păstra! Scrie ceva, papa ștrunf? Omni One. A, nu se deschide. Păi să-l deschidem, papa ștrunf. Da, să-l deschidem. Nu prea cred, micuții mei ștrunfi. Mai bine să-mi medalionul în pace până voi afla dacă este sigur să-l deschidem. Bun, pariu că înăuntru este un secret. Să-l deschidem. Dacă scrie nu deschideți, înseamnă că ar trebui să nu-l deschidem. A, ce știi tu? Eu spun să-l deschidem.
Papa Ștrumf spune întotdeauna curiozitatea a omorât pisica. Și oricât de mult eu, Ștrumful cu ochelare, aș dori să deschid acest medalion. Dați-vă la o parte! Am auzit că aveți probleme cu deschiderea unui mic medalion. Nu e nicio problemă, nu e problemă, faceți loc pentru noul meu deschizător de medalioane. Constructorule, 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 aptitudinile mecanice nu te vor ajuta aici. O să vedem noi. Se pare că cineva nu dorește ca acel medalion să fie deschis. O mai poți spune o dată? Am găsit. Omni One. Oh, vai de mine, vai de mine. Ștrumfișorilor nu le va plăcea asta. Ce e, Papa Ștrumf? Cățelul este al lui Omnibus. Ce le vei spune, Papa Ștrumf? Ne vom face griji despre asta mâine. Acum e timpul să dormim. E timpul să mergem la culcare. Nu este nicio îndoială, micuții mei ștrumpi, acest cățel nu ne aparține. Este al lui Omnibus. Și oricât de mult mi-ar displace asta, câinele trebuie să se ducă acasă. Of! Se oferă cineva voluntar? Înțeleg. Tu și tu. Azrael, ai auzit? Este un câine în pădure. Ce idee bună, Azrael! Poate că mușcă mai rău decât latră. Ce s-a întâmplat, cățelule? Nu am nicio îndoială, ștrumfiță. Cățelul a găsit o veveriță. Medalionul poate fi adevărat? Vino, cățelule, nu avem timp să ne jucăm. Cățelule, lasă veverița în pace. Dați-le și voi o mână de ajutor, ștrumfișorilor. Ascultă-mă, Azrael, cățelul acela este legendarul Omni. Vreau medalionul acela, Azrael. Să mergem, vreau să stau cu ochii pe câinele ăla. Deci aceștia sunt ștrumfișori despre care am auzit atâtea. Cățelule, de ce te-ai întors? Întors? Papa Ștrumf a spus că este cățelul tău. Papa Ștrumf nu a primit scrisoarea mea? Dar nu e corect, chiar deloc. Nu ne place cățelul. Nu există dreptate pe lume. Dar nu trebuie să returnați cățelul. Eu am dorit să-l păstrați voi. Vrei să spui că putem păstra cățelul? Să-l luăm pe cățel acasă. Dragă Papa Ștrumf, acest cățel are 1000 de ani, iar în interiorul medalionului este cheia magiei. De acest cățel poate avea grijă doar cineva cu inimă pură, așa că v-am trimis vouă acest cățel foarte special. Iubiți-l și păziți-l bine. Nu trebuie să cadă în mâini nepotrivite. Bunul tău prieten, Omnibus. Ai văzut pe Omni, gardianul magiei? Îi vom face o vizită acestui Omnibus și pentru binele tău, Gargamel, sper să nu te înșeli. Nu, deloc! Un cățel cu amuletă? L-am văzut cu ochii mei! Opriți-vă, demonilor! Nu te obosi să te ridici, Gargamel. Nu va dura prea mult. Da? Unde e? Cine? Câinele, omule, câinele. Câine? Ce câine?
Ce vreți să spuneți, bunul meu domn? N-am nevoie de tine, bătrâne. Îl voi găsi și singur pe acest omni. Nașule, dacă este ceva ce eu pot... Nu, mulțumesc, nu mă poți ajuta cu nimic. Dă-te din calea mea. Nu mai sta acolo, prostule, ridică-te, n-auzi? Ești sigur că nu te deranjează această exploatare, cățelule? Haide, Ned, ai mai văzut vreun câine mai fericit? Ești gata? Dii, cățelule! Mai repede, cățelule, mai repede! Te simți bine? Cred că da! Secretul e în acest medalion. Asta n-ar trebui să fie... Nu mai plângeți, sufișorilor! Vă vom aduce cățelul înapoi! Ai grijă, papa Ștrumf! Sper să fie bine cățelul! Poftim! Taie-ți garda! Haide, taie-o! Să sperăm că Baltazar nu a făcut un gest necugetat! Scuze-mă, nașule, scuze-mă, dar nu crezi că duci lucrurile prea departe? Termină odată ce ai de făcut. Faceți liniște. Să sperăm că n-am ajuns prea târziu. Ce e zgomot ăsta? Crezi că va funcționa, papa Ștruf? Este singura cale. Dă drumul lamei. Am spus să-i dai drumul. Chiar trebuie. Să plecăm de aici, cățelule! Se îndreaptă spre turn! Mai repede, cățelule, mai repede! Sări! Avem probleme! Să nu ratezi, să nu ratezi! Taci odată! Să plecăm de aici! Ne vedem în sat! Ce ritm super ștrumfesc. Nu e obosit niciunul dintre noi. M-am grăbit să spun asta. A venit din nou momentul acela. Vai, nu! Să memorați un citat pe zi din spusele ștrumfului cu ochelarii. Orice puteți face voi, ștrumful cu ochelarii, face mai bine. Repetați după mine. Orice puteți face voi, Bietul cățeluș, ai un ghimpen la buță. O ocazie perfectă pentru mine ca să-mi demonstrez priceperea în orice privință. Observați cum cățelul îmi arată din instinct încredere și afecțiune. Hai că o să-ți treacă. Ce băiat curajos, cățel. Gata. Orice puteți face voi, ștrumful cu ochelari face mai bine. Și eu aș putea fi prietenul tuturor animalelor. N-am nevoie decât de un zâmbet prietenos și o carte de vizită. Haide, fluturaș, să le facem o vizită tuturor prietenilor noștri cu noi din pădure. Numai... noi patru. Nat, am auzit chemarea străbunilor. Și m-am hotărât să-mi dedic viața salvării animalelor aflate în suferință. Și mie îmi pasă de fauna din lumea asta largă. Și am intenția să dovedesc că sunt ștrumful cu ochelari, prietenul tuturor animalelor. Nu poți fugi de mine la nesfârșit neprețuită mea pisică sălbatică? Încet, băieți! Ai cea mai grozavă blană dintre toate vietățile pădurii! Dar nu pe capul tău trebuie să stea! Las-o să vină pe al meu, sub forma unei distinse căciuli de blană. Nu mai ai unde să fugi, frumoasa mea. Nu!
Ah, haideți, băieți, că prindem noi pisica aia. Dacă iese din mediul ei, nu o să mai aibă mult de trăit. Într-un fel sau altul, vedem noi. Curând, foarte curând, strălucirea ochelarilor mei va fi ca un licăr de speranță în sălbăticie. Mai mult decât atât. Pe domnul Castor îl dar în dinte. Mă cunoști? Sunt ștrunful cu ochelari, prietenul tuturor animalelor. Și dacă te dor dinții, poate însemna că nu ți-i speli cum trebuie. Hai să-ți demonstrez 500 de tehnici eficiente de spălare care au... Ștrunfuri cu ochelari? Cred că domnul Castor ar vrea să-i scoată cineva dintele. Nici o problemă! Nu-ți fie teamă, domnule Castor! Deci așa își folosește Castorul coada lui mare și puternică. Mă cunoști? Eu sunt ștrunful cu ochelari, prietenul tuturor animalelor. Vai, doamnă Skunks, ce nas înfundat ai? Biata vietate, e clar că nu știe cum să-și sufle nasul. Există mai multe tehnici de suflat nasul, doamnă Skunks. Fii atentă, să sufli ușor, să sufli mai tare, să sufli foarte tare ca un sol de trompetă. Ce mală cerească ar fi acum să am nasul înfundat. Mă cunoști? Eu sunt ștrunful cu ochelari. Ștrunfule cu ochelari? Doamne Porcțepos, o să aducă pe lume un pui. Perfect! Doamne Porcțepos, când vine vorba de pui, eu am scris cartea aceasta, vezi? Au! E clar că nu este în stare să aprecieze literatura de calitate. Ascultă la mine că sunt expert, domnule dragon. Te doare gâtul probabil din cauza că ai vorbit prea mult. Ia spune tu, dacă animalele astea nu mă vor trata cu mai mult respect, nu o să mai fiu prietenul lor. Dacă ești blând cu ele, o să constați că sunt vietăți foarte drăgăstoase. Da? Da, broasca aia. Ei, trebuie să înțelegi, trufură cu ochelari, că broaștere nu vor să le scoți legii. Am crezut că e mai ștrunfos dacă are tenul curat, nu? Poate că acum ar fi bine să mergem acasă, ștrunfule cu ochelari. Nici e vorba. O să dovedesc că sunt ștrunful cu ochelari, prietenul tuturor animalelor. Chiar de-ar fi să mor din cauza asta, eu sau ei. Acum e momentul astral. Să pun ultima picătură de suc de lavă în ghiveciul meu picant de nenorociri. Doar o singură picătură trebuie, Azrael, pentru că altfel o să explodeze. Băi, nu, Azrael, tu un pic și cap să cești. Du-te și nenorocește-i viața altcuiva. Azrael, ce se petrece aici? Treci mai de-a un Azrael. Ce te-a apucat cap să plin de purici? Pe aici a trecut căciula mea de blană. La naiba a trecut dincolo de lac. Atunci o să folosim o capcană micuță pentru căciul în caz că se va întoarce. Ce ai de gând tu, pisica asta tâmpită, Azrael? Vine înapoi, vine înapoi! Azrael, dacă fugi cu pisica aia netrebnică, nu o să mai vorbesc cu tine niciodată! Niciodată! Iată, uite, crezi că ăla-i Moș Crăciun? Azrael! Nu, e prea costeliv și nu pare deloc bon om. Azrael! Mă cunoști? Vrei să mă cunoști? Chiar îți pasă?
într-un fel sau altul. Ștruful e cu ochelari. Uite, pisica sălbatică și-a prins slaba în capcană. Repede, ștruful e cu ochelari. Ai o frânghie? Sigur, un prieten al animalelor e pregătit tot timpul pentru orice urgență. Și frânghia aceasta, împletită din crepa cea mai fină, e un exemplu minunat de ajutor! Nu-ți face griji, pisicuță! O să poți să torci din nou cât ai clipi! Ia, stai cu minte! Nu-ți fac niciun rău! Ajută-mă, ștrumpure cu ochelari! Au, nu m-a apăsat așa tare pe cap, Nat! În el sunt chestii care depășesc orice înțelegere ștrumfească! Am reușit! Eu n-aș mai călca cu laba aia câteva săptămâni, pisicuță. Dacă mai treci pe aici, uite cartea mea de vizită. Au! Hei, ți-am salvat viața! Unde ți-e de cunoștința? Ce pretenții ai? E doar o pisică sălbatică, mai mult nu știe. Ce mai vrei, netrebnic păras? Nici n-ar trebui să mai vorbesc cu tine. Asta ar trebui să te rămânească în Israel. Cât e de stupidă creatura asta. Acum te-am prins, vietate minunată ce ești. Cuminți, băieți? Bună, nașule, asta e pisica ta? Acum da, e. Băi, e absolut uluitoare. E perechea potrivită pentru Israel, nu crezi? La o parte, prăpăditule. Da, sigur. Ștrumfule cu ochelari, trebuie să zărăm pisica aia acum. Îți arde de glumă? De acum încolo sunt ștrumful cu ochelari, prieten cu ștrumful cu ochelari. Te rog, nașule, nu trage, l-ai putea răni pe Israel. Cui ce-i pasă? Pe mine mă interesează doar căciula de blană. Și cum rămâne cu toate chestiile alea pe care le spuneai că-ți pasă de animale? Vorbeai serios sau doar făceai pe grozavul? Păi, eu... L-ai putea răni pe Israel. Pisica mea e mai dea și plină de purici. Asta e tare tot ce am. Nu valorează nici cât fiertura cu care o hrănești. Stai ușor, Baltazar. Ștrumf blestemat. Hai să plecăm de aici, Israel. Miau. După ei, haideți. Băi, cum te-am ajuns să mă bag în așa ceva? Veniți aici, băieți, aici. Veniți încoace că vă dau biscuiți gustoși pentru cățeluși. Ești un geniu! Mi-am dat și eu seama. Am doar o întrebare. Ce mă fac când mi se termină biscuiții? Nu mi-a ajungea un sac de blană, profitor. Acum mai am unul care mai e și bolnav. Oh, sper că e cineva de la grădina zoologică. Da? Ce e asta? Dragă stăpân de animăluți, prietena aia blănoasă lui Israel o să moară dacă nu e dusă înapoi acasă la ea în munți. Te rog, de dracul bietei fiare, du-o înapoi la ea acasă. Semnat, un prieten al tuturor animalelor. Aș fi încântat să expediez sacul ăsta de blană înapoi pe dealuri. Îți mulțumesc, prieten al tuturor animalelor, oricine-i fi tu. Ce mândru sunt de tine, ștrumfăre cu ochelari. Pe dragul tuturor prietenilor tăi cu blană, ai sărit pe bățul ăla cu care se împușcă. Așa am făcut, nu? Le-ai dat biscuiți pentru cățeluși unor copăi uriași. Așa am făcut, nu? Ei, ce simți acum, ștrumfăre cu ochelari? Simt că o să leșin. Ștrumfure cu ochelari, prieten al tuturor animalelor. În clipa asta, cred că și tu ai nevoie de un prieten. Și în concluzie, amicii mei ștrumpi, vă asigur că eu vă sunt foarte recunoscător că m-ați ales pe mine, ștrumful cu ochelari, să țin acest discurs. Vă mulțumesc cu umilință din sufletul meu foarte, foarte umil. Ei, papa ștrumf, care parte ți-a plăcut mai mult? Ei bine, știu că încă mai lucrez la el, dar partea de după, în concluzie, mi-a atras atenția. Gura mare este pe câmpul de fructe, ștrumf! Gura mare este pe câmpul de fructe, ștrumf! Lui gură mare îi plac fructele ștrumf. Ce vom face, papa ștrumf? Când ne confruntăm cu o problemă imposibilă precum aceasta, încerc să gândesc precum papa ștrumf. Da?
Dacă ești aici, Papa Ștrumf, ar fi mai bine ca tu să gândești precum Papa Ștrumf. Fructele Ștrumf sunt foarte bune. Fermierule, dă-mi ramura cu cele mai multe fructe pe care o găsești. Sportivule, am nevoie de o crangă lungă și elastică. Bravo, Papa Ștrumf. Croitorule, am nevoie de un ac din pălăria ta. Este un plan genial, Papa Ștrumf. Oricare ar fi acela, vreau să zic. Gura mare este gata de felul 2. Ușurel, 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 perfect, dați-i drumul. Fructe mari. Ce bune sunt. Gura mare le prinde. Bună idee, gura mare, du-te după ele. Ori îmbătrânesc eu, ori copacii s-au făcut mai înalți. Îl voi ruga pe Ștrumful Lacom să-ți facă niște supă de îndată ce ne întoarcem în sat. Nu mulțumesc, Ștrumfițo. Înțeleg. Foarte bine. Săracul Papa Ștrumf muncește atât de mult. Da, mi-aș dori ca Papa Ștrumf să-și mai ia câte o zi liberă din când în când. Dar poate face asta. Ștrumfițo, cine ne va ajuta cu toate problemele dacă Papa Ștrumf își ia o zi liberă? Ne vom descurca singuri. Trebuie doar să nu-l mai deranjăm o zi întreagă. Ce idee bună! Cu siguranță merită așa ceva. Dar Papa Ștrumf nu va fi de acord decât dacă nu îi vom spune ce vom face. Bine gândit, Ștrumfule cu ochelari. Ce? Da. Sigur. Să le spunem imediat și celorlalți. Ce zi minunată! Nimic nu se compară cu un somn bun și un mic dejun ștrumfesc. Să te pună pe picioare și să te facă să tot mergi. Ștrumfița! Bună dimineața, Papa Ștrumf. Te pot ajuta cu grădinăritul? Mulțumesc, Papa Ștrumf, dar îmi place să mă descurc singură. Înțeleg. L-ai văzut pe bebe Ștrumf? Este rândul meu să am grijă de scumpeta aia mică. Păi, Papa Ștrumf, sportivul l-a luat azi la plajă. Înțeleg. De ce nu te duci și tu? Nu, poate este nevoie de mine aici. Nu prea cred. Azi în niciun caz. Să lași un aș pentru la comandă, repezitule. Prăjiturile cu cremă de la cină întotdeauna au gust mai bun. Chiar după micul dejun. Aha, v-am prins. Am eu ac de cojocul hoților de prăjituri. Da. Lacomule, ai nevoie de ajutor cu veselă la micul dejun? Nu, mulțumesc, Papa Ștrumf. Am 4 voluntari care au fost de acord să spele vasele în schimbul unei prăjituri pentru fiecare, plătite în avans. Înțeleg foarte bine. Sap noua fântână, constructorule? Da, Papa Ștrumf, noul meu săpător de fântân face treaba o nimica toată. Cred că ai nevoie de un sprâdel mai lung. Privește, Papa Ștrumf, aceasta este cea mai recentă creație a mea. Hei! Constructorule, te simți bine? Bineînțeles, Papa Ștrumf. Mă tem că va trebui să refaci și noua ta creație. Te pot ajuta? Desigur, adică nu, mulțumesc, Papa Ștrumf. Așa trebuie să facă din când în când. Astfel se păstrează burghiul curat, știi? Dacă spui tu, constructorule, dacă spui tu. Ștrumfule Cochelari, am venit să te ajut să-ți termin discursul. Mulțumesc, Papa Ștrumf, dar am înțeles că un purtător de cuvânt trebuie să scrie singur discursurile. Da? Foarte, foarte bine, foarte bine, ștrumfule cu ochelari. Are vreun ștrumf azi nevoie de mine? Nu, mulțumim, Papa Ștrumf. Atunci mă duc să joc șah cu Omnibus. Distracție plăcută, Papa Ștrumf. Șahmat, Papa Ștrumf. Ce? Da, așa e. Ai pierdut 3 jocuri la rând. Nu prea te gândești la joc, Papa Ștrumf. Mă gândesc la micii mei ștrumf. Devin din ce în ce mai independenți. În curând nu vor mai avea deloc nevoie de mine. Ha, prostii! Îți amintești problema pe care ai avut-o cu gura mare ieri? Se putea descurca vreun ștrumf fără ajutorul tău? Ei bine, sunt sigur că ar fi găsit o soluție. Dar care dintre ei? Și cum? Stai, am exact ce-ți trebuie. Vino cu mine.
Am construit această cameră magică după ultima ta vizită. O numesc Imaginarium. Acestea sunt cristale de pe muntele viselor. Și cum funcționează Omnibus? Ia loc pe scaun, Papa Ștrumf. Imaginarium îți preia gândurile și lasă pe oricine din cameră să le vadă. Ce imaginație bogată! Dacă nu ai fi fost tu acolo ieri să te ocupi cu gură mare, cine ar fi făcut asta? Ei bine, Ștrumful cu ochelari sigur ar fi încercat. Ha! Imaginează-ți-l pe Ștrumful cu ochelari încercând să scape de gură mare. Imaginează-ți! Gura mare este pe câmpul de fructe, Ștrumf. Ce să facem, Ștrumfule cu ochelari? Nu vă temeți! Eu, Ștrumful cu ochelari, am scris un tratat între noi și gură mare. Domnule gură mare, jefuirea constantă a câmpurilor de fructe, Ștrumf, trebuie să înceteze. Astfel am scris un tratat prin care vei înceta să ne furi fructele, Ștrumf, în schimbul unui singur frunc, Ștrumf, pe zi. Ne? Cam asta ar fi. Ce spui de două fructe pe zi? Ha? Ah. Ce zici, Papa Ștrumf? Poate trebuie un ștrumf mai sensibil, așa ca ștrumfița. Ar fi găsit iau care să se ocupe de căpcăun acela. Gura mare este pe câmpul de fructe, Ștrumf. Ce să facem? Știu exact ce să facem. Ajutați-mă să culeg niște flori. Să culegi flori? Florile au polen. Gură mare nu poate mânca și strănuta în același timp. Lui gură mare îi plac fructele, Ștrumf. Hei, gură mare, vrei să miroși cele mai ștrumfite flori din toată pădurea? Lui gură mare îi plac florile, da. Nu, următorul va veni încoace. Cel puțin, Ștrumfițo, l-am oprit să nu mai mănânce fructe. Din păcate nu prea ne-au mai rămas nici nouă să mâncăm. Vezi? Niciunul nu s-ar fi descurcat fără tine. Cred că ai dreptate, Omnibus. Mă întreb... Ce, Papa Ștrumf? Știu că este o prostie, dar mă întreb ce ar fi făcut ștrumfișorii în această situație. Nu te mai întreba, imaginează-ți, Papa Ștrumf. Gura mare este pe câmpul de fructe, Ștrumf. Ce să facem? Avem nevoie de un plan. Așa e, Ștrumful visător și cu mine. Gură mare, nu se mai satură de fructele astea, Ștrumf. Nu, ce bună. Așa, visătorule, asta e. Cred că asta va fi de ajuns. O, gură mare, pun pariu că nu ai văzut fructele de pe marginea drumului. Ce fructe? Unele mari. Sunt chiar acolo. Lui gură mare îi plac fructele mari. Lui gură mare, gură mare cade. Ei bine, astăzi gură mare nu va mai mânca fructe, Ștrumf, deloc. Nu a fost o încercare rea pentru ștrumfișori. Mă întreb dacă bebe Ștrumf. Nu, asta nu-mi pot imagina. Chiar am nevoie de mine, Omnibus. Iar imaginariumul tău mi-a arătat cât de mult. Mă bucur că te-am putut ajuta, Papa Ștrumf. Păi, mai bine mă întorc în sat, în caz că mai apare ceva. La revedere, vechi prieten. La revedere, Papa Ștrumf. La revedere. Gură mare nu s-a întors, nu? Nu, Papa Ștrumf. Are vreun ștrumf nevoie de mine? Nu, Papa Ștrumf. Totul este atât de ștrumf pe cât posibil. Mărajul se crapă! Ce putem face, Papa Ștrumf? Se va revărsa! Să plecăm de aici! Liniștiți-vă! Ia uitați-vă la bătrânul Papa Ștrumf! Vrei să spui tânărul Papa Ștrumf? Oh, ai grijă, Papa Ștrumf! Aha! Constructorule, aruncă funia peste grânga aceea! Vine, Papa Ștrumf! Perfect! Leagă funia de buștenul acela! Trageți de funie! Trageți! Cu toții trageți! 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 Trageți!
tragem, tragem! Tragem! Oh, 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 ah! Bine, bine! Acum coborâți-l repede! Ah, foarte bine, ștrumfii mei! Legați buștanul acela! Ușor, așa! Trage! A mers! Iepurașe puricioși, papi, ai reușit! Ce ne-am face fără tine, papa ștrumf? Nici nu pot imagina, ștrumfițo! Nu pot imagina! Bună dimineața, grădină de pietre! Ai dormit strunfește? Nu știu de tine, dar eu am dormit ca o piatră! Nața, merg poștaș! O scrisoare pentru mine? Măi, să ștrumfie! Se pare că ștrumful cu ochelari dă o petrecere! Fii elegant! Vino la petrecerea super a ștrumfului cu ochelari! Cu bunătăți, jocuri și multe alte chestii super, super, super care depășesc orice ai putea visa! Ia uzi! Nu dau o prăjitură cu ștrumf repe, super, 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 dar bunătățile și jocurile sunt ștrumfos. Da, super, super. Țin, dansatori, dar de ce n-am primit nicio invitație? Păi, e probabil că s-a fi pierdut în poștă. Ca să intrați, nu aveți nevoie decât de parolă. Oh, da? Și care e aia, care e? Cred că e ștrumful cu ochelari. Să înceapă super petrecerea! Oh! Ei da, așa eleganță mai zic și eu. Eu și ștrumful constructor am ridicat cortul ăsta pentru ștrumful cu ochelari, având în schimb dreptul să ne scoldăm cât vrem noi în piscina dinăuntru. Haideți invitați super ștrumfițul la rând. Urăsc rândurile. Atunci nu te faci actor. Stai la rând. E cumva și papa ștrumf pe acolo? Păi da, dar... Desfaceți covorul roșu. Wow! Wow! Hei! Strumfe, sfinte! Te rog, intră, papa ștrumf! Îmi pare rău, ștrumfure cu ochelari, dar trebuie să mă duc să curez niște rădăcini rare pentru un experiment secret, dar am să o ștrumfesc în pace după aceea. Ei, foarte bine! Restul puteți intra, haideți! Cred că o să-mi placă să fiu un invitat super. Atențiune, atențiune! Toți super invitații trebuie să-și spună cravata de super petrecere. Urez cravata de petrecere super. Dacă nu îți pui cravata, nu ai voie să intri în piscină. Ador cravata de petrecere super. Așa, super invitați, a venit momentul să cântăm și să dansăm. Dați-mi drumul, strumfișori! Ia stați acolo. Voi, strumfișorii, n-ați fost invitați. Ce faceți aici? Ne distrăm și noi? Nu acesta este scopul unei super petreceri. Și apoi, scrie și aici, în cartea mea de super petreceri, că ștrumfișorii nu au voie. Ștrumfișorii să fie ștrumfure cu ochelari. Păi de ce? Pentru că trebuie să aveți cel puțin 150 de ani. O, da? Păi ne simțim ca de 150 de ani după ce am stat la rând să intrăm. Aia nu se pune. La 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 la. Hei, ștrumfișorii mei! Ce-i cu fețișoarele astea albastre și lungi? Ștrumful cu ochelari nu ne primește și pe noi la petrecerea lui super. De ce? Pentru că nu suntem destul de mari. Înțeleg ce simțiți. Da? Păi da, vedeți voi? Cu mulți ani în urmă am vrut și eu să merg la o petrecere de troll bătrân. Dar nu m-au lăsat să intru. De ce? Pentru că nu eram un troll bătrân. Dar aveam mulți prieteni troll bătrân și vroiam să fiu împreună cu ei. Atunci m-a durut strumfișorii mei, dar cu timpul mi-am dat seama că n-avea importanță. Pentru că am găsit alte moduri de a mă distra împreună cu prietenii mei. Ba, un petrecăreț! O să găsim și noi un alt mod de a ne distra. Da, o să dăm petrecerea noastră, petrecerea celor respinși. Ce să invităm pe toată lumea? Și îi lăsăm să se distreze așa cum vrem.
Asta pare a fi un bun început. Și acum, micul meu experiment secret. O să fac bere din aceste rădăcini rare. La! Trunfii mei care mă adorați, a venit momentul să dansăm dansul oficial al petrecerii super. Dansul ștrunfului cu ochelari. Haide, ștrunfule cu ochelari. Vrem să dansăm dansul celor 100 de ștrunfi. Nu, 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 nu. Scrie clar aici, regula 768. Toți invitații super petrecerii trebuie să danseze dansul ștrunfului cu ochelari. Nu ți-ar plăcea mai degrabă o surpriză? Iac, 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 iac. A, îți mulțumesc, ștrunfule glumeț. Yeah. Încălcare, încălcare. Regula numărul 902 spune așa: invitații la super petrecere nu au voie să-i facă false ștrunfului cu ochelari. Da, și ce o să-mi faci? Ștrunfule glumeț, ești oficial dat afară de la super petrecerea mea. Norocul meu. Hei, ăsta e zgomotul meu preferat. Ștrunfule glumeț, nu vrei să vii la petrecerea noastră? Da, dacă nu te deranjează că stăm în drum. Nici pe noi nu ne deranjează dacă ne stai în drum. Mi se pare ștrunfos. Ascultați, ascultați. Am făcut o hartă cu pașii pentru dansul oficial ștrunful cu ochelari. Haideți! Haideți! Dansați ștrunful cu ochelari, haideți, ștrunful cu ochelari. Urăsc dansul ștrunful cu ochelari. Ștrunfule morocănos, vină încoace. Urăsc să vină încoace, dar urăsc și mai tare să mă duc acolo. Dansați ștrunful cu ochelari. Dansați Încălcare, încălcare. Ce? Cum? A, da, e un loc grozav pentru relaxare. Rostocolește-te înăuntru, ștrunfule leneș. Te-am văzut, ștrunfule cochet. Scoaterea supercravatei reprezintă o încălcare directă a regulii numărul 4. Știu, știu, am plecat. Uite, ștrunfule cu ochelari. Am învățat în sfârșit să dansez dansul ștrunful cu ochelari. Dansez ștrunful cu ochelari. Dansez ștrunful cu ochelari. Ștrunfirar să fie. Îmi pare rău, ștrunfule cu ochelari. Încălcare, ștrunfule plecuț. Tocmai ai încălcat regula numărul 3. Regula numărul 3? Vai de mine. Nu vine să cred că am încălcat regula numărul 3. Care e regula numărul 3? Invitații la super petrecerea mea n-au voie să mă facă de râs. Bine, ștrunfule cu ochelari, dar așa arăți tu tot timpul. La revedere, ștrunfule bleguț. La revedere? Dar ce, plec undeva? Da, ștrunfule bleguț, pleci pentru totdeauna de la super petrecerea mea. Ștrunfirar să fie. Cum poți să faci una ca asta? Ștrunful bleguț e cel mai bun prieten al tău. Regula e regulă, ștrunfițo. În cazul ăsta plec și eu. Dar tu n-ai încălcat nicio regulă. Da? Cum sună regula numărul 1? Să nu scoți niciodată limba la ștrunful cu ochelari. Și care e regula numărul 2? Să nu-i spui niciodată ștrunfului cu ochelari că e idiot. Ștrunfule cu ochelari, ești un idiot. Dar care e regula 765? Să nu pleci niciodată cu bunătăți de la petrecerea super a ștrunfului cu ochelari. Norocul meu? Hei, unde plecați cu toții, hei? La petrecerea celor respiși. Trădătorilor, dacă mă părăsiți, am să vă dau afară. Ura! Acum nu ne mai batem capul cu regulile tale. Am să te ștrumfez. Asta e de făcut. Dansez dansul respinșilor. Dansez dansul respinșilor. Îmi pare rău, ștrunfurile acum. Ei, lasă, nu-ți face probleme.
Da, la petrecerea spișilor simte de la locul tău așa cum ești. Oh, băi, ura! Dansez dansuri spișilor! Dansez dansuri spișilor! Bravo! Yeah, ura! Dansez dansuri ștrufu cochelari! Dansez dansuri ștrufu cochelari! Aolo, nu are niciun haz. Ștrufule cochelari? Oh, papa ștruf, mă bucur că ai venit. Bun, ștrufule cochelari, locul ăsta arată cam gol. Papa ștrumf, m-au părăsit cu toții. De ce? Pentru că i-am dat afară. De fapt, au plecat înainte să-i dau eu afară, pentru că n-au vrut să se distreze cum le-am spus eu. Nu-i prea ușor să te distrezi dacă nu ești lăsat să te simți în largul tău, ștrumfule cu ochelari. Se pare că se distrează acolo. Ce vrei să te duci și tu? N-aș putea. Asta ar însemna să recunosc că am greșit. Ștrumfule cu ochelari, în toate trebuie să existe un început. Nu mă plac. De ce mi-ar da voie înăuntru? Hei, salut, ștrumfule cu ochelari. Ștrumfule plecuț, pot să intru și eu? Sigur că da. La petrecerea respingerilor invitat oricine. Iar tu, ești și tu un respins, dacă am văzut eu foarte bine. Mulțumesc. Tare mă bucur că o ștrumfește fiecare în felul lui. Și pot să o ștrumfez și eu cum vreau. Yippee! Troll bătrân, n-aveți decât să vă zgâriați pe ochi de ciudă.